Cătălin Oprișan, te rog, nu mai încurca portocala cu mărul. Deci, ia să muși din... Da, nu am văzut pe Oprișan mâncând atâtea fructe și vegetale, practic niciodată. Cumva, cred că briza mării, cred că... Păi nu, că treci pe lângă ele tot timpul și te cheamă la ele. Mi-a făcut rău acum, Amalia. Fix acum 20 de secunde avea brocoli și morcov în farfurie. Da, o informație de ultimă oră, iată, în premieră, doamnelor și domnilor, Oprișan acum două zile a băut două, ba chiar trei înghițituri de apă fără întuneric. Da. Da, a precizat perfect. Două sau trei înghițituri atât, mi-au făcut rău. I-au făcut foarte rău, Cătălin, nu dă un exemplu bun. După cum știți, în Anglia vor fi interzise în totalitate toate formele de suc, inclusiv suc natural, pentru că sucul natural din fructe are multă fructoză, deci s-a dovedit că nu este. Deci apă. Apă tată și asta fără bule. Asta fac ăștia în Anglia? Asta e pe bune? Dar băutura o interzic în Anglia? Aia nu, Răzvan, aia nu. Ei se ocupă de tânăr până când ajunge adult. De acolo încolo bei ce vrei, îți bagi în tine exact ce-ți dorești. Stai liniștiți că au cea mai mare incidență în consumul de alcool la persoane de sub 14 ani. Deci, dar ce faci acum? Ai cerți? Lasă-i în pace. 75% dintre pozele de pe Facebook sunt cu fete care vorba stau pe bordură. Dar nu... ei s-au gândit să interzică întâi sucul. Și ne interzic că m-am și aprins. Asta e veste pe bune? Da. Vorbesc serios, da, în școli va fi... M-ați întristat? Marele imperiu colonial, da. Ce-ar zice Victoria? Asta au găsit Victoria, ei, deci nu e nupărul ăla ce beau ei. Ce-ar zice regina mamă despre lucrurile astea? Plictisim oamenii la televizor. Pe cine a început? Adică, pe bune, am dat o informație de genul, bă, a băut Oprișan apă. Și eu am dat o informație. Chiar acum pe crol. Și eu am dat o informație pentru că aș vrea ca mai puțin părinți din jurul meu să bage zahăr cu forța în copiilor. Da, deci lasă, nu mai plecați în Anglia, că noi nu okay. Am avut suculeț. Dă-le la ăștia micii. Da, pa ce are? Nu mă pricep că n-am copii. Ce mă bag eu?